oficializat, că așa am promis că facem. De la Procuratura Generală, ca și oricum asta îi direcționez la Procuratura Specializată. Bună dimineața, dragi prieteni! Bună ziua! Deja suntem la ora 11-12. Suntem de dimineața aici și ne agrămădim. Am în spate mai mulți oameni care au reacționat după filmul publicat cu cei de la Admir Construct. S-au dovedit a fi o companie de excroși, în urma cărora au avut de suferit mulți oameni, nici n-am stabilit câți. Eu personal am avut câteva zeci de apeluri de la ei, dar la comentariile pe care au avut 1500 de comentarii, am înțeles că sunt mulți, mulți oameni care au avut de suferit și oamenii ăștia nici nu răspund la telefoane măcar. Și acum am venit împreună la Chișinău, iată, mai mulți au să vorbească toți pe rând, am decis să mergem centralizat, organizat, la Procuratura Specializată, PC Cox, cum se cheamă, să solicităm un procuror care să investigheze toate aceste excrocherii, toate companiile astea, așa să vedeți acuși că ele sunt mai multe companii, după care să mergem cu un avocat, să mergem într-un dosar civil. Dar vă spun pe rând, suntem la Procuratura Specializată Combaterea Criminalității Organizate. Haideți să vedem înăuntru, că așa oricum e gălăgie. Și am să vorbim toți împreună, sunteți cu contractele. Hai, bun. Bună ziua! Noi ne-am dat la dos și mai mult spațiu am să vorbim între noi, dar până atunci vă rugăm foarte mult, solicitați intervenția unui procuror de serviciu ca să scriem o plângere colectivă toată lumea asta care au avut de suferit în urma unor excrocherii. Vă rugăm! Bună ziua, Doamne ajută, iată, suntem mai mulți. Spuneți de unde sunteți și când ați avut contract. Hai să o luăm de la o marjă. Vă rog, vă dați-o. Sunt mai jos. Nu, vă încurcăm, nu vă faceți griji. Nu vă încurcăm. Când vine vreun procuror, ne ferim. Eu sunt la Creulie. Contractul am făcut pe data de 5 iulie. Mi s-a promis că în timp de 20 zile, conform contractului, va fi realizat comanda. După 20 zile... Și ce dată l-ați făcut? 5 iulie. 5 iulie. Deja au trecut. Și companie? Admir Construct. Admir Construct, da, unde? Din dos este ștampila. Ștampila Admir Construct. Asache, ați plătit? Cât bani ați plătit? Am dat jumătate de sumă, 400 de euro. 400 de euro. Și încă trebuie să mai dați jumătate, dar... Da. Conform contractului, mi s-a spus că în 20 zile lucrătoare se va pune comanda. Am așteptat 20 zile au trecut. Am sunat, am spus că conform contractului se mai dă încă 25 de lucrătoare zile din cauza că furnizorul nu a adus materialele la timp. Au trecut și 25 zile, am sunat. Ne-am spus că mai așteptăm o leac, pentru că din cauza pandemiei se reține comenzile. Și din cauza asta s-a început deja sunaturile, regulat, nu răspunde la telefon, ne promiteau că ia ca mâine, că știu o săptămână și, de atunci și tot... nimic nu s-a văzut până în ziua de azi. Și până ați văzut filmul meu atunci? Da, am fost chiar singur și la sediu, am vorbit acolo, am vorbit cu managerul. A spus că pește săptămână, comanda va fi gata. Am trecut o lună zile, comanda nu mai făcut. Bună ziua! Eu sunt Vasile Costiuc și aceștia sunt oameni pe care în mare parte nu-i cunosc. Acum am venit să ne plângem colectiv, pentru că în urma unui film, la una din companii care prestează servicii, și oamenii ăștia toți au contracte și au rămas numai cu banii dați. Și vrem să scriem o plângere la Procuratura Specializată, pentru că considerăm că aici e o... Domnul Costiuc. Dumneavoastră în calitate de ce îi reprezentați pe acești oameni? Eu nu sunt deputat, nu sunt ministru, nu pot să fiu avocat, nu sunt jurist. Da. Sunt un om care îmi pasă și vreau ca o instituție a statului, iată, noi am să vorbim cu toți împreună, să ia o plângere colectivă de la oamenii ăștia și să ancheteze compania asta care a luat bani, dar nu le-a prestat nimic. Ia uitați-vă. Cine din voi, ce doriți, cine din voi are plângere? Ia că toți. Toți aveți plângere, da? Și problema în ce constă? Că nu e că întrebați pe oameni. Problema noastră este că noi am făcut contract cu firma dată, Admir Construct. Da. Unii mi s-au promis că va fi comanda făcută conform contract timp de 20 zile. Așa. Nu s-a făcut. Conform contract se mai dă încă 20 zile din cauza că poate fi probleme cu... 25. 25 zile probleme cu aducerea materialului după hotare.
A trecut și încă două ședințe. Problema e că cineva v-a refuzat în primirea plângerii sau de ce este atât? V-am urmărit până la urmă. După 25 zile am început să sunăm, comanda nu s-a făcut. Adică am înțeles că jumătate de sumă din comandă s-a dat, dar lucrul nu s-a făcut. Și s-a început ascunderea sub motive că materialii nu sunt, că pandemia, că alte întrebări. Toți oamenii ăștia, toți avem aceeași problemă. La toți spun că nu sunt materiale de construcție. Că nu ajunge materiale, că furnizorii nu au ajuns cu materiale. Deci plângerile le aveți. Nu, noi aici vrem să o scriem. Acum e ora miesei, vă prezentați cine toți odată vreți să intrați scrieți plângerile. Toți odată plângerile colectivă. E ora 12 și de la 12 intrați la masă. Da, ora 12 la 1, procurorii pleacă și personalul auxiliar pleacă la masă. Veniți în orele de program, da? Asta când? De la 1, vă sugerez să aveți plângeri, aveți o plângere, un formular de plângeri pentru toți. Noi ne arăsăm la dumneavoastră ca să ne ajutați în a face plângerea asta. Oamenii ăștia n-au bani de avocați, de juriști, de procurori, n-au bani. Noi avem dat din iulie comenzile. Eu vă propun să stabiliți între voi o persoană, da, care să intre să-i expună unui procuror circumstanțele și pe urmă veți fi invitați restul să semnați acea plângere, dacă doriți o... Și acum nu este un procuror de serviciu care nu-i la masă, care nu... Nu cunosc în ce constă, dacă v-am spus, sunt orele de program, în ce constă problema, de ce insistați anume acum... Vă spun eu, că aici e vorba și de companii de microfinanțare. Mulți oameni examinăm, haideți să respectăm... Și merge vorba de ce acum? Și de ce la procuratura specializată? Dați și ei provoacă lumea să intre un om care o lea ca să-i se ducă fiesul pentru a-ți bani, dar să intre să-i omoare acolo, ca să aibă treabă cu poliția, dar ei ieși pe care și-ți viață. Să vă stăpâniți emoțiile, dar poți ne stăpânim dacă noi am dat și un sac de bani. Să respectați și programul de activitate a instituției. Nu perturbăm activitatea. Domnul procuror. Nu intrați. Domnul procuror, oamenii ăștia au venit din toate colțurile Moldovei. Și acum este clar cine e persoana, o persoană responsabilă. Dar noi nu avem niciunul. Noi l-am așteptat Pietru de la Hânciers, că el a fost de la 11 trebuia să fim. Eu răspund pentru mine. Fiecare avea eu. Petrica, ai văzut că să depuneți o plângere separat, dar fiecare pentru sine. Nu, noi să semnăm toți ca altfel. Plângerii, noi nu avem acum posibilitate. Dați, faceți-o între voi, să intre o persoană, să-i explice situația la general și fiecare o să fiți invitați. Ei, dar acum sunt procurori de serviciu, eu sunt sigur că fiecare procuratură nu mai moare nimeni de foame. Procurori de serviciu, dar dați să respectăm... Eu sunt la microîmprumut, eu am credit de 51 de mii, domnule, auzeți? 51 de mii, eu am și plătesc credit. Dați-ne un procuror ca să nu facem... Vă rugăm foarte mult. Și plătesc credit, că nu-și la masă, mi-aș interesat masa voastră. Haideți ca să nu facem conflict. Dați-ne un... Trebuie să respectăm legile noastre și le respectă. Dați-ne un procuror, că noi suntem aici. Bravo. De unde sunteți, doamnă? Păciui. Doamna Alina, am vorbit la telefon, dar nici nu știu cu cine vorbesc. Dumneavoastră când le-ați dat bani? De data 22, luna 7, din iulie suntem. Și am făcut contract prin microinvest, am luat prin credit. Și noi contractul plătim câte 2800 de lei pe lună, avem pe o an jumate, trebuie să întoarce la bancă 50.450 lei. Și matale dai la bancă, dar ăștia... Și banca au spus că luați și vă clarificați cu dumnealor, cu Admir Construct, cum le tot geamul e comandat și uși. Și nu mai dai de capăt la dâns și la infinit. Tot îi Admir Construct. Admir Construct și au și Salamander și... Au mai multe companii. Da, mai multe fieți, cum s-ar zice, nu zicem pe nume, dar... Dar n-ați văzut că ăștia mănâncă procurorii să da, e da, masă. Dumneavoastră? Eu tot din iulie am dat, pe data 27 iulie, am dat la comandă la o ușă, care am plătit 200 de euro. Trebuie să ne se aduc pe 24 august. Comanda nu mi s-a adus, dar fapt că mă purtau cu vorba că am mai fost de încrezută între ei, am mai făcut un contract cu ei. Încă un contract.
Pe 1 septembrie, care mi s-au spus că dă la urgență și îmi fac și a doilea, că trebuie să fac o ușă, zic că îmi fac tot una, să ieși într-o parte și alta. Și am mai dat, pentru că trebuie să mi se aduc pe 7 septembrie, până la moment, și am mai dat 300 de euro. Și trebuie să mai dau un 550 pe două uși și o fereastră. Și la moment vin tare des la Orhei, la Cineu nu am... Dar de unde veniți? Din Orhei. La Orhei. Și tot așa mă sun, nu mă răspund, mă închis pe Facebook, nu văd nimic acolo. Și e ca de iată. Și îmblăm și ne plângem, că noi nici nu știu cu unul de-al. Mi-a trimis Pulescu, șed în afară, eu sunt ca în drum. Am nu înțeles. Am ușă dintr-o parte, nu am de alta. Fereastra nu-i cu ușile nu-s, dar eu trăiesc acolo. Și bani le-ai dat? Și bani le-am dat. Și acum eu m-am dus în septembrie și le spun, realizează-mi contractul. Și dați-mi bani. Eu vreau bani înapoi. Nu mai vreau comandă, eu ieși din situație. Banii nu iau. Nu. Asta e. Doamna Alina, asta e realitatea, așa cum este, ia o arătăm. Nu, noi ia să avem mamușul în procuror cel mic. Petrica, ia zi, tu după ce ai fost săptămâna trecută, ce s-a întâmplat mai departe? Eu zic că vin vineri, am așteptat vineri, ne-au zis că vin sâmbătă, am așteptat sâmbătă. I-am sunat, ne-au zis că hai să lăsăm altă zi, că au zis că băieții sunt ocupați și tot așa. Mamână. Și luni tot așa azi, și marți tot așa? Azi ne-au promis că o să vii la ora 9 și la mine, la 9 și 10. Am așteptat până mă acasă. De atâta n-ai venit la procurator? Da, întârziu zic să aștept să vii. Când am văzut că e 10 și 11 și nu mai rău să aștept. Tot cu credit, 41 de mii și tot, dar la tine tot e Admir Construct, nu sau alte. Că eu am, vreau să văd un contract că de la altă companie. Doamna, dumneavoastră de unde? Strășeni. Am făcut comanda pe 2 septembrie. Tot așa mi s-a spus că timp de 20 de zile o să fie instalată, dacă se reține cu materiale până la 45 de zile. Tot am început sun și... Mamână, ba vineri, ba săptămâna și ba nu avem comandă, ba nu și avem tot pe Admir Construct, da? Tot Admir Construct. Da, sunt mari șulere. Și doamna Vasile, eu am venit luni, la ora noaptea, la ora 5 la mine mașina la poartă, fără două ferestre și fără ușă. Tot zis că îmi dai banii, noi ce lăsăm bani? Aestea și urmă ducem și așa lante și ne-apcăm de instalat peste zi. Eu stau și mă la voi și voi ați venit. Eu v-am dat vouă 40.000 de lei, voi veniți amul fără nică și încă de bani. Și încât să le dau și bani și ea și urmă și scoate. Și pe urmă îi cauți. Astăzi așa a fost vorba, că s-a dus și comanda, trebuie să achităm suma de bani și pe urmă ne-o instalează. Dar eu am spus, cum să o instala, să vă dau bani? Să instalați, pe să urmă, văd ce ați făcut, cine s-a dus, că eu am dau contract. Suma de bani și mi dați un bon de plată, ne achitați, nu așa mă scriți așa numai cu povestea. Da. Dați bon de plată, că să am plată. Siguranță. O zis tot să dați, dar cum îmi dați dacă eu ușile nu le plătuză? Nu, dar și nu-i clar, așa e sprocherii, doamne, de asta vreți să vedeți ce ați fac procuratura, că acolo am mers, iată, să gem la procuratura pentru combaterea criminalității organizate. Aici e organizat, dumneavoastră? Eu reprezint soacra mea de la Ștefan Vodă, am făcut contractul din 18 august. O achitat avans 3.000 de lei pe 18 august și tot așteaptă, îi sună, îi spun că așteptați, o trecut de-am vreo 3 luni, nici adică așteptați, termenile toate au trecut, nu spun când o să fie și dacă o să fie, procurorii adică aceeași chestii, Admir Construct, excrocherii la nivelul cel mai serios. Am înțeles, ce fac voi dumneavoastră? La Basarabiască eu. La Basarabiască tu, mă? Da. De unde? Chiar din Basarabiască? Chiar din Carabiecu. Carabiecu, vecinii mei. Iată, pe data și 4 am făcut contractul, numai 6. Două persoane. Da. Pe data de 26 trebuie și pe instalare, luna 6. Azi 06. Și cât ai dat? Am dat 7.000. Adem, mergem. Iată doamna Alina și dumneavoastră de unde? Din Ungheni. Da. Haideți. Cine merge? Dumneavoastră? Mergem noi două. Scrieți-le, vă rog, în registru. Merge și domnul Vasile. Nu, domnul Vasile nu are nicio calitate. Nu face, domnul Vasile, vă rog. Spuneți exact că noi vrem, că e o chestie publică. Dumneavoastră, dacă erați un om de stat, da. Așa, statule, dacă erați un om de stat, ați avea un mesaj, pentru că foarte multă lume a avut de suferit. Da. Eu vă arăt sute de mesaje. Să le spuneți că noi pornim o anchetă și toți cei care au avut de suferit, ne găsiți la Procuratura Specializată, pe numele procurorului, ca să știm, oamenii să vină să plângă. Așa ar fi corect din partea dumneavoastră. Sunt o mulțime de. Dar nu îmi spuneți mie. Dumneavoastră vorbiți foarte repede și eu vă pierd. Nu doveți procesați. Da, eu vă pierd. Domnul procuror, cum vă spune dumneavoastră? Bobrov, Vladislav,
sunt... Domn Vladislav, da. Dumneavoastră vă spun încă o dată, da. Ca un om de stat, în care avem încredere, da. Faci un apel către cei care au avut disferit, că sunt mulți oameni, vă spun eu. Nu, nu-s doar aici. Sunt mame cu copii acasă, sunt mame care nu au putut să vină. La poliție am fost înregistrat al 54-lea om, eu. Eu v-am înțeles. Al 54-lea om. Da, eu am fost bine. Haideți, noi suntem aici, vă așteptăm, doamna Alina. Noi vă așteptăm. Pali, Alina. Pali, da? Da. Foarte mult. Foarte bine că... E mai cu îndrăzneală, fiindcă nu suntem cu față. Păi, dar nu, aici e... Domn procuror, eu v-aș spune eu, eu v-aș spune, n-am venit la procuratură, n-am venit când avem cine ocupa. Noi considerăm că aici e legat și cu companiile de microfinanțare, și cu... Domn procuror, ia ca fetele astea o să vă spună, doamnele astea o să vă spună. Aici sunt 5-6 companii. 5-6 companii. Aveți buletele de identitate cineva? Da, da, este. Eu cred că dumneavoastră veți analiza sub toate aspectele, că sunt mai multe companii. Eu vă spun acum, Salamandra, spuneți care sunt. Salamandra, Ușă și Ferestre. Și Galaxy. Și Galaxy. Aici sunt multe companii care strâng bani și nu mai știi care, cui i-a dat bani. Ia uitați-vă. Microinvest. Am luat pe lădă și prin credit Ferestre. Banii i-au dat, nu fac nicio companie de... Da, aveți un act la două și nu vă duci să furați nimic. Intrați și mergeți, scrieți plângi. Ia uitați, are un contract, are. Haide, mă, intrați, că nu, eu nu, nu vă duci la papa de la Roma, intrați la procuratură. Noi telefonăm la dâns și ei ne închidăm față. După nu răspund, trebuie să telefonăm de pe alt număr ca ei să răspundă. Da, și supără mic. Și nu trebuie sunat, și sunați așa des. Stați, sunt la companie, așa. Iată așa, cât sunt? 1, 2, 3, 4. Care mai sunt? Dumneavoastră de unde? Ungheniu sunteți. Dumneavoastră... Tu mai de la Iedineț? Care? Dumneavoastră cu Olg, cum? Eu, soția te-a sunat. Soția m-a sunat, la Iedineț cum ați venit. Și ați venit a doua oară, data trecută n-am dovedit să vă prind. De unde la Iedineț? Și ați venit de două ori deja. Eu de când vă țin minte? Când le-ați dat bani? În august. Matale la Sângerii. 8 august le-am dat bani. Pe 8 august. Matale, ai fost marți când ai fost la Chișinău cu... Și v-o promis. Și v-o promis că vă dă... Ia că le-s contractele. Data de 4 de veni, tot pe 8. 4 luna 8. Și câți bani le-ați dat? 1000 de euro. 1000 de euro. După curs se ajunge 21 de mii. 21 de mii de lei, după curs. Cu scrionul, scris să șteargă. Și dumneavoastră la Sângerii m-ați sunat. De unde la Sângerii? Procurorii când ne văd, parcă dau de șum aici. 19 august, simplu de tot. 11 august. 11 euro am dat. Cât? Am fost și blocat. Cât ai dat? Încă 75 de euro. Încă 75 de euro. Da. Bani materiale, bani și bani. Și ușa e gata pe 29 septembrie, dar chiar confirmarea mandatorie. Eu când am venit vineri la oficiu, le-a spus, eu singur. Am mașină, eu să o duc acasă. N-avem, nu-i. Și cu asta se termină. Ia că asta e realitatea. Eu acum aștept, dumneavoastră, la Basarabeasca, am vorbit deja. Da. Cum vă spune? Beristan, Mihai. Domnul Beristan, Carabinean. Beristan acolo. Îmi dau și eu 7400, jumătate de sumă. 7480 trebuie să mai dau pentru două geamuri și am de acum 5 luni de când le-am... Și tot aștept și tot suni? Și tot am sunat, telefonul ăsta e roșu, poți vă la ret, mi-a scris și mesaje. Săptămâna viitoare venim precis și tot așa. Am fost primul în oficiu. Dar dumneavoastră la care cantoră tot admir sau? Tot admir că ele sunt termopane, urși geamuri, ferestre, nu știu care. Ori contractul, ei adiminesc cu oamenii pe diferite companii, dar fac contract pe admir cont. Gata, am înțeles. Am înțeles. Tot e admir. Dar diferite pagini pe care le utilizează pentru a admini clienți. Admir construct. Aici va fi un număr telefon care... Și Petre, ai devenit vedetă cu ușile tale. În loc să te duci, lucrezi. Acum UC Credit ești în lista neagră. Mă duc să arăt la oameni schimbările la procuratură.
Dragi prieteni, în mod normal lucrul ăsta ar trebui să-l facă procurorii foarte conștient. Nu să ne spună că este la masă, costărnit un val de ură împotriva procurorilor și așa lumea nu îi iubește tare. Și așa lumea nu are încredere în procuratură, chiar dacă s-a schimbat procurorul general și a venit robul lui Dumnezeu. Lumea oricum nu are încredere în procuratură, pentru că astfel de excrocherii, vă spun eu, pe timpul Partidului Democrat s-au făcut și omul ăsta care conduce această companie e un apropiat de al lui Țuțu. Din câte eu am înțeles, sunt oamenii care au lucrat împreună, iar protecția au avut-o de la Ministerul de Interne și de la Procuratura Generală. Crâșa, cum se spune. De asta pe dânsul nimeni nu l-a atins anii ăștia și toate plângerile care au fost, niciuna nu a ajuns să fie cercetată cu adevărat, ca oameni să nu mai cadă în plasă, că sunt mulți care au scuipat pe banii care i-au dat și mai mult nici nu vor să audă. Doi, eu am vrut să vă spun, pentru cei care ne învinuiesc, rapoartele scrise de fanații galbeni, fanii galbeni, că eu le-aș leza ratingul partidului de guvernare, au făcut ca Facebook-ul să nu mai publice sau să ne cenzureze toate videourile noastre. Oamenii n-au încredere nici în deputații care au venit. Altfel nu m-ar suna pe mine zeci de oameni care să vină să se plângă pe abuzuri. Dar acum vreau să vă arăt, de fapt, reforma adevărată de la procuratură cum arată. Iată, așa arată reforma adevărată la procuratură. Dacă asta e reforma procuraturii generale. Țineți minte câte ori am filmat pe timpul lui Stoian Oglu. A plecat tot curtea asta care era, când intrai pe ușa centrală, erai pe ușa centrală, intrai aici în interior. Acum uitați-vă, ne-au făcut strungă ca la oi. Ca să înțelegeți diferența dintre guvernarea lui Dodon și guvernarea PAS. O apărut strungă pentru oi, la procuratură o apărut strungă pentru oi. Pe noi aici ne dă o strungă ca pe oi, ca pe vaci. Ca pe vaci în strungă. Am o întrebare pentru Maia Sandu, Igor Grosu, Sergiu Litvinenko, ministrul justiției. Pentru ce era nevoie la Procuratura Generală de strungă pentru oi? Pentru ce era nevoie la Procuratura Generală de strungă pentru oi? Pentru ce ați dat bani? Strungă pentru oi. Voi, când veniți deputații, treceți prin strunga pentru oi? Asta e reforma a justiției pe care a promis-o guvernarea nouă? Nu se ocupe de combaterea crimei organizate, a microfinanțării, să ocupe de mafia asta care a rămas în picioare și care nu se teme de nimic, nu se teme nici să taie pădurile. Ei ne-au pus strungă pentru oi, ia uitați-vă, ia uitați-vă, ia că asta e Procuratura Generală, ia că asta e reforma pe care a făcut-o în justiție. Domnule Tvinencu, vă cunosc personal, vă rog să dispuneți să scoată strunga asta că e o rușine națională. Asta nu e reforma Procuraturii Generale. Strunga pentru oi, să vă luați vouă acasă și la procurori să le dați acasă. Să-și iei strungă de oi. Eu doar nu vin cu arma, eu nu vin cu tancul și pe mine nu trebuie să mă treacă prin strunga asta. Când o pus-o? De mult? O lună? Mai puțin de o lună. Pentru că ultima dată când am fost la procurorul general, când l-a scos în cătuș, nu era strungă pentru oi. Asta e rușine, asta e rușine națională și văd eu aici încă o dată demonstrează că n-ai cu cine să faci schimbări în procuratură. Ia ca asta, strungă de oi, la Procuratura Generală strungă pentru oi. Mă duc înapoi să scrim plângere la... Ia ca astea sunt reformele din Procuratura Generală. Încă o dată fac apel către domnul președinte Igor Grosu, Sergiu Litvinenko de la Justiție. Și cine mai răspunde de statul ăsta, țara asta fantomă? Scoteți strunga pentru oi din Procuratura Generală. Asta nu e reforma a procuraturii. Robul lui Dumnezeu de când a venit a pus strungă pentru oi numai. Vă salut, mă duc mai departe să apărăm drepturile omului și libertățile fundamentale. Dar cei care scriu rapoarte, știți ce faci cu dânsul.